Toate religiile, în afară de creștinismul autentic, cer credinciosului să facă tot felul de lucruri ca să primească iertare. Și chiar și atunci, credinciosului nu îi se promite că a fost de ajuns tot ce a făcut ca să fie iertat. Și chiar dacă a fost iertat, acesta trebuie să-și continue în efortul său de a-și păstra iertarea. Dacă religia la care tu aderezi se focalizează pe puterea omului de a-și câștiga iertarea păcatelor, atunci să știi că nu e creștinismul autentic. Nu e calea înspre Dumnezeu. Există doar o singură cale de a primi iertare. Și aceasta e doar prin sângele lui Iisus Hristos.